Dumnezeu să fie să fii slăvit pentru binecuvântările pe care vrei să le revești asupra poporului Tău din locul acesta, de asemenea, să fii mărit. Pentru noi care am urcat la altar astăzi, sfințește-ne, curățește-ne și fiecare cu slujba Lui, Doamne, să o aducă la îndeplinire temele de Tine. Pentru mine care voi frânge cuvântul, să-mi dai puterea Duhului Sfânt și să-i chem pe oameni la pocăință și la întoarcere către Tine. Mulțumim că ne asculți, pentru că ne-am rugat în meritele Domnului Hristos. Amin. Spunem tuturor bun venit în această dimineață la sărbătoarea Bisericii din locul acesta, sărbătoarea Sfintei Cine, și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare din cei care au găsit de bine să fie în dimineața aceasta în locul acesta. Și am vrea pentru început să lăudăm pe Dumnezeu prin cântare, intonând spre slava Sa și numele Domnului Hristos, imnul de la numărul 124 din cărțile de imnuri, intitulat Iisus ne atrage spre crucea Sa. Mulțumim, Tatăl nostru, că putem să privim la Tine astăzi și Te invităm să locuiești în inimile noastre. Pentru că ne-ai oferit șansa unei noi întâlniri cu Tine, îți mulțumim, Tatăl nostru. Și Te rugăm ca astăzi să deschizi cerul pentru inimile noastre. Pentru că săptămâna aceasta viața noastră a fost scumpă înaintea ochilor Tăi, îți mulțumim. Și îți mulțumim, Tatăl nostru, că ne-ai oferit șansa să fim aici. Privește către toți cei care astăzi se roagă la Tine. Dacă a mai rămas ceva nemărturisit, Te rugăm să ne ierți. Iar mântuirea Ta să-și găsească loc în viețile noastre. Să binecuvântezi servul Tău, pentru ca El să ne conducă inimile către Tine.
și în iubire unii față de alții și plin de dragostea ta, să putem să așteptăm revenirea ta glorioasă. Amin. Mă bucur să vă salut pe toți cu pacea Domnului Iisus Hristos. Și vă doresc din tot sufletul în inimă să vă conducă în planurile vieții, să vă conducă la piciorul crucii și să ofere iertare. Suntem astăzi adunați la un eveniment deosebit de important pentru biserica din locul acesta. Ne întâlnim cu Dumnezeu prin intermediul simbolurilor sfinte și îi salutăm în primul rând pe oaspeții noștri. Ne bucurăm că astăzi să avem împreună pe frații noștri de la penitenciar. Bine ați venit! Dumnezeu să vă binecuvinteze! De asemenea, mulțumim cadrelor care v-au însoțit, conducerii penitenciarului, pentru că a făcut posibilă șederea dumneavoastră astăzi împreună cu noi la Masa Sfântă și vă rugăm mult de tot să transmiteți mulțumirile noastre. Pentru fiecare oaspete, pentru cei care sunt de aproape sau mai de departe și ați venit astăzi să ne închinăm împreună, să fiți bineveniți. Iar dacă sunteți membri ai bisericii, slăvit să fie Dumnezeu că încă un sabat, încă o sfânta cină, o putem avea înaintea noastră astăzi împreună. Am un anunț din partea Departamentului Publicații. Sora Mariana Anton m-a solicitat să vă transmit disponibilitatea ca încă câteva zile, mai precis o săptămână, să mai zăbovească cu trimiterea comenzilor pentru studiile biblice pentru anul următor, astfel încât dacă, prin excepție, mai este cineva care încă n-a luat în calcul un abonament la studiul biblic pentru anul următor sau vrea să mai suplimenteze comanda, o poate face. După sabatul următor, comanda va fi trimisă așa cum o avem la momentul acesta. Sâmbăta viitoare vom avea în cadrul bisericii noastre un invitat deosebit. Este vorba de fratele pastor Laurențiu Moț. Dumnealui este decan în cadrul Universității Facultății de Teologie de la Cernica. Va fi prezent cu noi începând de vineri seara și în sabat de dimineață. Este o oportunitate de a avea oaspeți, de a invita prieteni, astfel încât poate să găsim răspunsuri la întrebări mai dificile, mai grele, cu care suntem abordați. Am uitat o dimineață pe birou, dar vă promit că în pauza de la prânz voi afișa programa pentru Olimpiada de Religie. Este programa pentru anul următor, de la Olimpiada de Religie, copiii care au pe suflet, și nu doar copiii, și părinții care au pe suflet chestiunea aceasta, să-i determine pe pruncilor de acasă, să cunoască mai bine Scriptura, pot să-și ia notițe de acolo, pe grupe de vârstă, astfel încât să începem deja pregătirea. Sunt trecute acolo și fazele locale, faza de la conferință și faza națională, cu date, cu tot ceea ce ne interesează. Fac un apel la dumneavoastră, în mod deosebit la frații de data aceasta. Mâine, începând cu ora 8:30-9, aș vrea să avem aici în curte 10 bărbați, măcar. Ați văzut că am adus un complex de joacă pentru copii. Ne gândim că în spațiul verde de aici să putem avea un loc de joacă pentru copiii de la grădiniță. Și e nevoie de mai mulți bărbați astfel încât să nu ne chinuim cu lucrurile astea, sunt foarte grele, vor trebui ridicate pe vertical, ancorate în beton, săpate niște gropi, să ne dăm mai mulți cu părerea cum le așezăm, astfel încât să fie și utile, să nu le aducem aici, le ținem culcate, să le plouă. Da? Ideea ar fi ca pentru perioada următoare copiii să mai poată beneficia de aceste zile călduroase de toamnă târzie, și să fie utile. Prin ridicare de mână, așa, la o primă strigare, aș găsi bărbații aceștia? Unul sunt eu. 3, 4, 5,
Primim și surori în cazul ăsta. 8:30 am zis, să știți că nu este mult de lucru, dar e greu ceea ce trebuie să facem în câteva minute și trebuie să-l facem împreună pentru că altfel e dificil. Vă mulțumesc că veți lua, mulțumesc frumos, cred că ne strângem până la urmă, că veți lua în calcul aspectul acesta, astfel încât să ne mișcăm repede și plecăm acasă să ne mai facem și treburile noastre. Și vă mulțumesc, nu numele meu, ci numele Domnului. Aș vrea să vă prezint o cerere pentru scrisoare de transfer, am primit-o recent, vine din partea Bisericii Locale Ciupercenii Vechi din județul Dolj, către biserica noastră din Pitej, județul Argeș. Prin prezenta suntem rugați să trimitem scrisoare de transfer pentru familia Popa, pentru fratele Daniel și sora Clementina, care sunt membri ai bisericii noastre și doresc să se transfere în biserica din Ciupercenii Vechi. Conform regulamentului Bisericii Adventiste, ea va rămâne în atenția bisericii noastre timp de o săptămână, urmând ca la proxima ocazie să luăm votul pentru ea. Un ultim anunț are în vedere evenimentul de astăzi, Sfânta Cina și, în mod deosebit, Sfânta Cina la domiciliu. Avem deja o listă deschisă cu persoane care au solicitat Sfânta Cina la domiciliu. Dacă, în vreun fel sau altul, ați fost anunțați de un frate, de o soră, de vreo familie că solicită Sfânta Cina la domiciliu și ați preluat informația aceasta, la prezbiterii bisericii locale vă rog frumos să vă adresați pentru a-i trece acolo și să vedem cum ne putem organiza. Întrucât astăzi, la ora 16, trebuie să fim membrii de comitet la Vâlcea numărul 2 pentru întâlnirea anuală cu slujbași. Așadar, solicităm și înțelegere pentru, nu știu, vom putea astăzi, nu vom putea, poate mâine, poate săptămâna următoare să oferim Sfânta Cină la domiciliu. Însă, aș vrea să nu trecem pe acea listă persoane pe care le considerăm noi că ar putea, că ar vrea Sfânta Cină. Da? Dacă nu ne-a sunat cineva, dacă nu am luat legătura cu cineva și știm sigur că trebuie să ajungem acolo, nu trecem acele persoane pe listă. Da? Să nu fie jenantă situația, merge pastorul sau prezbiterul, dar omul nu este pregătit pentru așa ceva. Vă mulțumesc mult de tot pentru înțelegere și sperând ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent cu noi și să ne conducă în închinare astăzi, vă doresc ședere plăcută în casa lui Dumnezeu astăzi. Amin. Mi-a scăpat un anunț și îmi cer scuze, nu că nu ar fi important, ci doar că a venit pe ultima 100 de metri. Sora Vișan Ana este la Spitalul Județean, la secția chirurgie, etajul 4, salonul 7. Aș vrea să o avem în vedere, nu doar pentru Sfânta Cină. Discuția era pentru că dumneai ei solicită și Sfânta Cină, ci și pentru vizitare. Și vă mulțumesc că, în mod deosebit, surorilor poate o vor avea în atenție să putem face o vizită, să întrebăm dacă putem fi de folos și Domnul să o binecuvinteze și pe dumneai cu sănătate. Amin. Gândurile prezentate astăzi, înainte de a strânge zecimile și darurile, încep cu o poruncă. Să nu furi. Când nu suntem cinstiți, ne purtăm de parcă Dumnezeu n-ar exista. Ne pierdem încrederea că El ne va purta de grijă, așa cum a promis, și ne gândim să ne rezolvăm problema singuri, recurgând la metode necinstite. Apoi ne purtăm de parcă Dumnezeu n-ar putea să ne dea în vileag sau n-ar avea puterea să ne disciplineze. Dacă avem convingerea că Dumnezeu ne va disciplina, atunci nu ne mai trece prin minte să fim necinstiți. Un gând inspirat din cartea Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, la pagina 100, spune așa: dacă ați refuzat să fiți cinstiți cu Dumnezeu, vă implor să vă gândiți la defectul vostru și, dacă este posibil, să restituiți ce sunteți datori lui Dumnezeu. Dacă nu este posibil, atunci rugați-vă
cu căință și smerenie, ca Dumnezeu să șteargă de dragul lui Hristos marea voastră datorie. Începeți de acum să vă purtați ca niște creștini veritabili. Nu mai justificați în niciun fel faptul că nu i-ați dat Domnului ce este al Lui de drept. Acum, când nu este prea târziu ca relele să fie îndreptate, cât timp se spune astăzi, ascultați glasul Său și nu vă împietriți inimile. Când nu suntem onești, furăm de la seminul nostru. Necinstea noastră îl afectează pe Dumnezeu, dar și pe ceilalți oameni. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, venim înaintea Ta plin de mulțumire pentru că ne-ai purtat de grijă încă 3 luni. Mulțumim. Mulțumim, Doamne, pentru jertfa Domnului Hristos și pentru că astăzi vrei să ne-o amintești în mod special. Amin. Mulțumim pentru hrană și pentru apă pe care ni le-ai dat în fiecare zi. Mulțumim pentru sănătate și îți mulțumim că ne porți de grijă în fiecare lună să avem un venit. Doamne, primește acum darurile și zecimile pe care copiii Tăi le-au adus de bunăvoie. Înmulțește-le și du-le acolo unde știi că este nevoie de Tine. Ajută-ne să fim darnici așa cum Tu ne-ai pregătit o mântuire așa de mare. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Amin. Thank you.
înspre drumul de durere, îngerii privesc de sus. Un om sub crucea grea la moarte-i dus. Trupul său însângerat pășește slab spre locul condamnat. Fruntea-i sfântă e rănită sub cununa cea de spini. În priviri el poartă veșnice lumini. Neiubit și lepădat pe drumul greu al slavei împărat, iată omul ce durere suie drumul crucii greu, vina lumii el o poartă spre calvar. E zdrobit și întristat sub vina mea, sub vina ta. Înspre drumul de durere stau privind ades și eu. Iisus sub crucea grea în locul meu. El a fost crucificat și în palma sa iertarea mi-a săpat. Iată omul ce durere fiul slavei răstignit, pentru mine e lovit și umilit. Și în sângele vărsat prin jertfa sa eu sunt iertat. Iată omul din iubire răstignit, ne-a mântuit. Lovit sub crucea grea, el poartă vina mea. Minunat pentru veci, Domnul ne-a salvat. Ce iubire, ce favoare pentru noi, el a murit, prințul păcii, pe o cruce răstignit. Niciodată jertfa sa nu voi uita, nu voi uita. E posibil ca să fi văzut și dumneavoastră reclama de care urmează să vă spun. Cred că este o reclamă la Orange. Pe un banner mare am văzut scria la un moment dat: suntem diferiți. Câteva puncte din fericire. Să știți că suntem diferiți. Foarte diferiți. Suntem diferiți acasă, suntem diferiți la serviciu și din fericire
și la închinare. Pentru că niciodată nu lăsăm acasă caracter, nu lăsăm acasă motivații, nu lăsăm acasă frământări. Suntem diferiți din punct de vedere social. Suntem de asemenea diferiți din punct de vedere material. Avem opinii diferite. Gândim diferit. Chiar și în ceea ce privește păcatele, trebuie să știți că suntem diferiți. Unii păcătuiesc mai frecvent, alții mai rar. Unii păcătuiesc mai grav și alții mai puțin grav, spunem noi. Mesajul biblic din ocazia aceasta de Sfânta Cină l-am preluat dintr-un verset din a doua carte a lui Samuel, în capitolul 9, este versetul 13. Să știți că versetul nu are în el însuși un mesaj pentru Sfânta Cină, dar are menirea să creeze un tablou, să creeze o imagine cu privire la cât de diferiți suntem astăzi la Sfânta Cină. Aș vrea să vă citesc versetul 13 din a doua carte a lui Samuel, la capitolul 9. Scriptura spune așa, că Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era o log de amândouă picioarele. Tabloul este unul al mesei și nu ilustrează cina cea de taină, avându-l în centru pe Domnul Iisus Hristos, ci ilustrează o altă masă, o masă împărătească. Iar în centrul mesei este împăratul David. Dacă veți citi contextul apropiat și îndepărtat, veți vedea că masa împărătească, masa regală, era cea mai tare masă din Israel. Nu semăna cu absolut nimic. Vă dau doar un exemplu să vedeți ce se întâmpla pe vremea fiului său. Ce se întâmpla la masa împărătească pe vremea lui Solomon. Se mâncau 30 de cori de floare de făină, 60 de dori de altă făină, 10 boi grași, 20 de boi de păscut, 100 de oi, cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. Adică nu doar împăratul mânca 100 de oi și 10 boi grași, da? Ci era un întreg staff, era o întreagă ceremonie în jurul mesei. Aș vrea să vă întreb, la masa regală, la masa împărătească, în afară de împărat, cine mai stătea? Dacă ar fi să mergeți acum la masa lui David, pe cine ați mai zări la masă? Eu sunt mai fudul de urechi. Dacă spuneți, spuneți mai tare. Soțiile. Da? Stăteau soțiile la masă? Probabil. Da. Mulțumesc. Cine mai era la masă? Copiii. Da? Generalii, căpetenile. Ca să rezumăm puțin, am putea spune că la masă, lângă împărat, mai era familia. Și aici depinde care cum erau. Unii poate în călătorie, alții probabil se mai mutaseră. Da? Dar în general era familia. Erau probabil fiii, soțiile. Erau probabil, spunea cineva, generalii, dar până la generali aș merge la un alt aspect, e așa un pic un cerc al familiei lărgit. Poate că erau tovarășii de arme de ieri. Aduceți-vă aminte că ani buni David a fost fugar. A fost vânat de propriul socru. Și erau probabil tovarășii lui de ieri care l-au însoțit în peripețiile lui prin munți.
erau probabil viteji care s-au adăugat pe parcurs. Erau generali, erau oamenii care se ocupau de securitatea statului, de securitatea împăratului. Nu-i așa? Erau probabil conducătorii de stat, erau probabil miniștri, oamenii care se ocupau de treburile împărătești. Sunt convins că nu lipsea de acolo Ahitofel. Ce era Ahitofel? Era cel care îl consilia, cel care îl sfătuia? Da. Da. Sunteți de acord că în general la masa împăratului era crema societății evreiești la data aceea? Erau oameni cu care împăratul oricând, la orice oră din zi și din noapte, s-ar fi putut mândri. Și cu niciunul din ei n-ar fi greșit. Erau oameni care ar fi putut fi de ajutor. Erau oameni care întotdeauna n-ar fi pregetat să sară în ajutorul împăratului, al familiei regale. Numai că știți ce se întâmplă? Tabloul asupra căruia vreau să zăbovim sugerează ceva anume. Că la masa asta de elită e un intrus. La masa asta regală apare o notă discordantă, iar Mefiboset este nota discordantă a tabloului. Cine este Mefiboset? Este fiul lui Ionatan. Este copilul celui mai bun prieten al lui David. Numai că Mefiboset este nepotul lui Saul. Și făcând parte din casa lui Saul, trebuie să știm un lucru, că cât a trăit David, cât au trăit oameni din casa regală a lui Saul, a existat între aceste două familii, între aceste două case, conflict, neînțelegere. Aduceți-vă aminte, chiar conflict între generali, cum schimbau taberele și... Da. La masa împăratului stăteau doar oamenii lui David. Iar Mefiboset este acea persoană care în niciun context n-ar fi avut ce să caute acolo. Și pe lângă faptul că nu avea ce să caute acolo, Biblia ne mai spune despre el că avea și un handicap. Era olog. Și nu putea să se folosească de ambele picioare. Era în acea ipostază în care nimic, dar absolut nimic, nu-l recomanda să fie acolo. Că dacă ar fi fost și el un general, poate, chiar dacă ești din casa, din tabăra cealaltă. Dacă era un sfetnic, dacă era un înțelept, dar nu ni se spune absolut nimic despre el. Decât că era olog de ambele picioare și că făcea parte din casa regală a lui Saul. Nu putea merge la luptă. Nu l-ajutase pe David niciodată cu absolut nimic. Ba chiar puneți-vă în situația lui când este chemat la palat. Aolo, de ce m-o chema? Ce-o vrea? Și totuși Scriptura este foarte clară că acest Mefiboset, nepot al lui Saul, copil al lui Ionatan, olog de ambele picioare, locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masă, la masa regală. Din casă rivală și totuși la masa regală, la masa împăratului. V-aș provoca să vă uitați un pic la masă, la masa aia de atunci. Și aș vrea cu ochii minții să încercați să-i recunoașteți pe cei de la masă. Vă întreb, l-ați recunoaște pe David? Dacă v-ați uita la masă, probabil nu mai este băiatul de ieri cu față frumoasă și cu păr bălai,
probabil are barba acum, aranjată, da? Dar cum îl recunoaștem pe împărat? Probabil în capătul mesei, probabil, nu știu dacă mânca cu coroana împărătească, probabil îi cădea, dar probabil după veșminte îți dădeai seama că el este împăratul. După cine era servit primul. Dar aș vrea să vă întreb, dacă ar fi să-l recunoaștem pe Mefiboset, l-ați recunoaște? Adică uitați-vă, folosiți-vă de imaginație. Imaginați-vă masa aia de zeci de persoane. Pe David să zicem că îl recunoaștem, dar pe Mefiboset l-ați recunoaște? Ați ști cine este? Unii zic da, alții nu. Și uite așa s-a stârnit zăzanie în popor. Să știți că nu l-am putea deosebi. Poate abia l-am, așa, pe bâșbâite l-am indicat pe David, dar pe Mefiboset nu l-am putea deosebi. Știți de ce? Pentru că la masă ei ședeau. Da, el nu era paralizat la pat să-l aducă cu targa. Nu se putea folosi de picioare. Și ședeau împreună la masă. La masă niciunul dintre ei puteau să nu aibă picioare. Și nu ți-ai fi dat seama care nu are. La masă toți erau egali. Masa era elementul care îi nivela pe toți. Îi făcea pe toți să fie la fel, atunci și acolo. Dacă am fi mers pe câmpul de luptă, probabil ne-am fi dat seama imediat cine e David. De ce? Un individ acolo, păzit, bine. Ne-am fi dat seama probabil imediat cine este Ioab și care sunt cei mai mari generali. Ne-am fi dat seama care sunt repede cei mai mari viteji după numărul de victime. Și vă întreb, ne-am fi dat seama cine este Mefiboset? Pe câmpul de luptă, probabil Mefiboset ar fi fost într-un scaun cu rotile și imediat ne-am fi dat seama cine este. Dar la masă nu. Știți de ce? Pentru că masa este elementul care îi făcea pe toți egali. Chiar dacă atunci când se ridicau de acolo, lucrurile se schimbau. Și dacă ar fi să ne uităm așa peste oamenii care stau la masă, am putea spune că toți cei care erau acolo își câștigaseră într-un fel sau altul dreptul de a fi la masă. Într-un fel sau altul, dacă ne uităm la viteji, era logic să fie acolo, pentru că ei cu propria viață își dovediseră loialitate. Dacă ar fi să ne gândim la generalii săi, gândiți-vă că erau oameni care își sacrificaseră familii, avere și tot, nu doar pentru împărat, ci pentru siguranța statului. Și câte războaie n-a purtat David cu filistenii, cu popoarele de prin prejur, nu? Dacă ar fi să ne gândim la miniștri, păi imaginați-vă să n-ai un ministru de finanțe, să n-ai un ministru de dezvoltare, să n-ai, nu cum sunt ai noștri. Da, niște oameni așa, pe care să nu te poți baza. Erau oameni care, din punctul nostru de vedere și din punctul oricărui împărat, meritau să fie acolo. Dar dacă ne gândim la Mefiboset, ce făcuse el ca să merite să stea acolo? Nu făcuse nimic. Știți de ce se afla Mefiboset la masă? Pentru că era fiu, spune fratele. Pentru că era fiul lui Ionatan. Era la masă în virtutea unui legământ de dragoste veșnic. Pe vremea aceasta Ionatan nu mai trăia. Dar ce trăia? Legământul de frățietate și de prietenie între cei doi. Niciodată, nici n-a făcut, nici după, sunt convins că Mefiboset nu i-a adus niciun beneficiu lui David. Ba chiar trebuia să se îngrijească de el într-o manieră specială, potrivit nevoilor lui. Dar era la masă pentru că David îl iubise și îl iubea pe Ionatan. Mefiboset era la masă pentru că exista un legământ.
Dar aș vrea să vă ridicați privirile de la masa regală, să nu cumva să salivați prea mult. Și aș vrea să venim la masa sfântă de astăzi. Aș vrea să vă întreb, merităm să stăm astăzi la masă cu Domnul? Ce anume ne recomandă ca astăzi să venim aici, la biserică? Să putem cere iertare? Să putem pretinde că o primim? Ce anume ne recomandă înaintea lui Dumnezeu ca după Sfânta Cină, după ce ne vom ruga pentru iertare, după ce ne vom împărtăși, să știm că plecăm acasă binecuvântați? Ce anume ne recomandă, nu doar pentru aici și acum, să sperăm că într-o zi a veșniciilor vor veni de la apus și de la răsărit și împreună cu noi, nu știu de unde privești lucrurile, de unde vom fi, de la apus sau de la răsărit, vom sta și noi acolo la masă cu cine? Cu Avraam, cu Isaac, cu Iacov. Că însuși Mântuitorul nostru va veni să ne servească. E cineva care n-a păcătuit în dimineața asta? În ultimele 24 de ore? În ultimele 3 luni? De ce stăm, frații mei, surori dragi, la masă? Spuneați foarte bine că stăm astăzi la masă, nu pentru că merităm. Și aș vrea să nu uităm treaba asta. Nu merităm niciunul nimic. Și nu contează că venim din penitenciar. Nu contează că venim de acasă, de la noi, în libertate. Niciunul nu merităm să stăm astăzi la masă. Și stăm aici în virtutea unui legământ de dragoste. În virtutea unui sentiment atât de profund pe care toată veșnicia îl vom analiza ca să-l înțelegem în profunzimea lui. Cum un Dumnezeu sfânt ne iubește atât de mult și ne iubește atât de mult pe când noi încă suntem păcătoși. E una din lecțiile de astăzi, de aici, de la masă. Nu merităm niciunul nimic. Și suntem astăzi aici pentru că Dumnezeu ne iubește. Și poate ați venit astăzi să nu luați Sfânta Cină. Și cunosc oameni care nu iau Sfânta Cină. Și m-aș adresa acestor oameni. Pot fi situații când să ne reținem. Dar să știți că atunci când ne reținem de la ne împărtăși cu simbolurile sfinte, suntem mai răi decât păgânii. Știți de ce? Pentru că un om, oricât de desfrânat, de destrăbălat ar fi, că e Paște, că este Crăciun, știți ce face? Se duce acolo, chiar dacă nu dă doi bani pe ce se întâmplă acolo. Are ceva și cu slujitorul de la altar și cu biserica. Dar se duce acolo. De ce? Nu poate să meargă mai departe. Nu merităm niciunul. Iar dacă e ceva care te apasă astăzi atât de profund încât să spui nu pot să iau Sfânta Cină, aș vrea să te gândești. Să te gândești foarte serios. Pentru că dacă vin la biserică și nu mă împărtășesc, fac pentru mine ineficient sacrificiul de la Golgota. Eu declar prin faptul că mă abțin că Dumnezeu nu mă poate ierta și nu mă poate primi. Și aș vrea să vă rog mult de tot, pe aceia care n-ați venit astăzi să vă împărtășiți. Că am o problemă cu fratele, cu sora, încă mai e timp, mai dă un telefon, mai scrie un e-mail, adu povara la piciorul crucii și vino să te împărtășești, să stăm la masă împreună. Niciodată nu vom merita, nici când vom fi în ceruri, noi nu vom merita să fim acolo. De aceea vă rog mult de tot, îndrăzniți astăzi. Spuneam că suntem diferiți la Sfânta Cină astăzi.
Și unii, fie că suntem, fie că ne credem, suntem mai pricepuți. Unii mai bogați, alții mai săraci. Unii mai păcătoși, alții mai puțin păcătoși. Dar toți astăzi la Sfânta Cină să știți că ne remarcăm prin ceva. Că ne place să credem sau nu, ne remarcăm prin ceva anume. Și a doua lecție importantă de astăzi de la Sfânta Cină, pe care aș vrea să o subliniez și să o învățăm, este că la cină suntem egali. Nu contează că am venit pe picioarele noastre, că am venit sub escortă, că am venit într-un cărucior, la masă, suntem fii ai lui Dumnezeu. Nu pentru că merităm, nu pentru că suntem diferiți, ci pentru că El ne iubește. Și aș vrea să nu uităm că masa ne nivelează pe toți. Și masa de astăzi e menită ca să acopere o sumedenie de păcate. Stimate surori, dragi frați, prieteni și oaspeți, poate nu putem locui în capitală, nu putem mânca la o masă regală, așa cum era masa împărătească a lui David, dar să știți că ceea ce trăim noi astăzi aici e de invidiat. Spunea fratele Soare aseară că e șansa noastră. Am mers în luna iunie, după ce am preluat districtul la Mioveni, să duc Sfânta Cină unei surori la spital. Cu chiu, cu vai a putut să ia Sfânta Cină. Pentru că la nicio lună să încheie alergarea pe pământul acesta. Și poate mai mult ca niciodată mi-am dat seama de ce unii oameni și din păcate de ce doar unii și nu toți țin cu dinții să nu treacă o ocazie de Sfânta Cină fără să se împărtășească. Știți de ce? Pentru că nu-și pot imagina cum un Dumnezeu atât de mare să facă atât de mult și noi atât de mici, atât de mărunți să nu facem atât de puțin. Să întindem o mână, să îmbrățișăm, să spun un iartă-mă și să vin astăzi la masă cu Mântuitorul. Nu merităm nimic. Și totuși avem atât de multe. Iar pentru a-i spune lui Dumnezeu că apreciem tot ce ne-a dăruit bun în viețile noastre, orice ne-a dat material sau duhovnicesc, pentru iertare, pentru privilegiul de astăzi și pentru tot ceea ce are pregătit, nu doar astăzi, ci de acum înainte pentru fiecare dintre noi, aș vrea să-l rog pe fratele Soare să îi spună în rugăciunea lui Dumnezeu, în numele nostru al tuturor, iar pentru evenimentul acesta, pentru momentul acesta, vă invit să ne ridicăm cu toții, iar dumnealui, cu capul plecat, să înalțe rugăciunea noastră a tuturor către ceruri. Cred că sunteți de acord, înainte de rugăciunea de consacrare, să adăugăm la cele ce ne-au fost prezentate din imnul 212, prima strofă. Iisus îmi zice blând, fiu scump, tu ești prea slab. O, vin la mine, deci eu te ajut, eu te ajut cu drag. Iisus îmi zice Jesus.
m-a mântuit. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Amin. Și între cei ce sfințesc numele Tău, vrem să fim și noi. Amin. Vie împărăția Ta și între cei ce așteaptă împărăția Ta, se pregătesc pentru împărăția Ta, vrem să fim și noi. Amin. Facă-se voia Ta. Amin. Și între cei ce, sub călăuzirea Duhului Sfânt, vor să cunoască voia Ta și să împlinească voia Ta, vrem să fim și noi. Ce ocazie, ce favoare ne dai și astăzi să fim la masa Ta. Dar știm noi și știi mai bine Tu că n-am fost la înălțime, am avut și lipsuri în trimestrul care s-a scurs. Tatăl nostru care ești în ceruri, cum ai fost bun cu noi întotdeauna, să fii și de data aceea și să ne ierți greșelile noastre. Când ne gândim la șansa ce o avem pentru viitor, să stăm la masa cu Împăratul împăraților, cu Domnul Iisus Hristos, o, ce favoare, să mulțumim pentru ea. Pentru aceasta însă avem nevoie ca Tu să ne ierți trecutul, să ne ajut să îndreptăm prezentul și să trăim viitorul pentru slava și mărirea Ta. Te rog să primești consacrarea noastră și binecuvântările care le-ai pregătit pentru astăzi, te rog frumos să-ți deschizi mâna Ta cea bună și să ni le dai așa cum ai făcut întotdeauna. Îți mulțumim că ne dai sfântă asistență, îți mulțumim că ești preocupat de noi și mântuirea noastră, ești preocupat și de nevoile noastre materiale și sănătate și pentru toate acestea slăvit să fie întreitul Tău nume și acum și în veci. Amin. Înainte de a sta la masă cu ucenicii, Sfânta Scriptură ne spune că Domnul Hristos a încins cu un ștergar și le-a spălat fiecăruia dintre ei picioarele. Pentru că așa este exemplul biblic și rânduiala în biserica noastră, vom merge și noi la actul umilinței, actul spălării picioarelor. În sălile special amenajate pentru doamne și pentru bărbați, pentru surori și frați, suntem așteptați de frații diaconi și surorile diaconese pentru a aduce la îndeplinire acest act nobil și sfânt. Aș vrea să nu uităm că momentele de sfânta cină nu s-au încheiat. Suntem la un popas. După ce încheiem spălarea picioarelor, suntem invitați